cuvântul care mă caracterizează cel mai bine este Dorel Sândesc. Muncă, corectitudine, transparență și inovare. Vreau să fiu sincer și cinstit, fără de nicio părtinire, cu toți colegii mei. Ștefan Drăgulescu ocupă de 20 de ani fotoliul de rector al Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Acum a venit timpul unei schimbări. Dorel Sândesc, Sorin Pescariu și Marius Raica sunt pregătiți să lupte pentru șefia instituției de învățământ. Cred că sunt potrivit pentru că am o ofertă educațională și de cercetare a universității, poate bazat și pe faptul că timp de două mandate am fost prorectorul didactic al acestei universități și în ultimii 4 ani am mai ținut și domnului rector atunci când era plecat la Parlament. Candidatura mea vine în așteptarea de schimbare care cred că există în cadrul universității noastre, o schimbare nu de dragul schimbării, o schimbare care să aducă progresul universității. Cred că sunt unul dintre potențiali oameni potriviți să aplice legea nouă a educației cu privire la învățământul universitar. Cu toții și-au stabilit obiectivele în cazul în care vor ajunge să dețină funcția supremă în universitate. Universitatea trebuie să se deschidă pentru societate, ca să nu mai pierdem atâția medici. Cultivarea tradiției, creșterea transparenței, a comunicării, a stilului de conducere colegială, o inducerea unei culturi de muncă non-conflictuale. Aș încerca să pun efectiv în aplicare legea nouă a învățământului educației. Studenții nu au preferințe. Tot ce urmăresc este să aibă cât mai multe avantaje odată cu schimbarea. În linii mari ne așteptăm, în primul rând, să fie păstrate măcar lucrurile care sunt acum, din punctul nostru de vedere al studenților vorbind. În primul rând să susțină studenții, ceea ce a făcut și vechea conducere, vom vedea la momentul respectiv. Cine va fi noul rector al Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, vom afla în data de 28 februarie.